Bună dimineața și cum a zis Adinaur Ion acum câteva secunde, călătorului ieșea de bine cu drumul, am revenit în Cancun, ne-am cazat fix în locul în care am stat în primele noastre zile în Mexic. Ne place foarte mult cazarea asta și acum unde mergem, Ion? Ia zi, unde te duc astăzi? Pe insula femeilor. Laptele ăsta l-aruncăm? L-aruncăm, da. Mergem pe Isla Mujeres, una dintre destinațiile de top din Riviera Maya și o să luăm feribotul, o să lăsăm bagajele aici la hotel, deja am vorbit cu ei să ni le păstreze până ne întoarcem și mașina și o să luăm doar rucsacii cu noi. Ne așteaptă un drum lung, dar să înceapă distracția! Am dormit bine azi noapte. Ne simțim ca acasă aici. Nu prea sunt turiști astăzi sau cel puțin nu i-am văzut noi. Suntem cam singuri. O să lăsăm bagajele acestea în încăperea asta securizată. Nu-i închis acum. Gata, le-am lăsat aici. Doamna a fost extrem de amabilă pentru 200 de pesos. Luăm pătura aia? Iau-o. Păi și pe ce stăm noi la plajă? Am pe tricou. Îl știți pe Grinch-ul vacanțelor? Nu am loc. Strivesc toată electronica. Strivesc laptop. Corola de minune a lumii. Hai să mergem așa. Neant. O să ne ofere cineva acolo un prosop să stăm și noi pe plajă. Zici că am pietre în rucsac. Tu ce ai, Ion, acolo? Bolovan, da. Da, mergem să scoatem bani de la bancomat, apoi luăm un taxi până în port, de acolo luăm feriul pentru 20 de minute, am înțeles că facem, sau 30, nu știu exact. Și gata, ajungem pe Isla Mujeres, trebuie să luăm și cazare, să și mâncăm. Ne așteaptă o zi lungă și, apropo, astăzi am avut primul eveniment corporate din viețile noastre de travel vloggeri. Am stat de vorbă cu angajații unei corporații din București și a fost o experiență foarte, foarte interesantă și foarte plăcută. Chiar m-am încărcat așa cu energie. Foarte drăguți oamenii. Să-i dăm bătăi, zic. Suntem super norocoși, la 12 și jumătate pleacă următorul ferry, este ora 12, deci în 30 de minute am plătit pentru două bilete dus întors 700 de pesos. Și putem să ne întoarcem oricând dorim. Noi nu suntem condiționați de zi sau de oră. Ghiți ce face Andreea acum. Ne luăm cazare, pentru că noi nu avem cazare pe Isla Mujeres. Așa lăsăm noi pe ultima 100 de metri. Chiar acum trebuie să așteptăm la coada aici, ca să urcăm în ferii. Uitați câtă lume e. Ce culoare frumoasă are mare astăzi. Nu e așa de agitată. Din păcate nu am prins loc la geam. Cum se zice. Stăm undeva pe mijloc, dar cu toate astea sperăm să putem surprinde câteva imagini. Arată bine barca. Sperăm să nu zburăm peste valuri totuși. Bienvenidos a este su barco. Señores, está haciendo un poquito de viento ahí para que tengan cuidado con los sombreros y las gorras, ¿ok? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Venga, ¿cómo dice? Llorar y llorar, llorar y llorar. Dices que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Muy bien. Am ajuns la destinație din Cancun și până aici am făcut aproximativ 20 de minute, e foarte aproape, să știți. Apa are o culoare senzațională, un turcoaz ieșit din comun, cum l-am mai văzut.
Vreau să punctez un lucru, atenția la detalii a mexicanilor. Până și plimbarea asta cu barca încearcă să ți-o facă extrem de plăcută. Muzică, live, aplauze, toată lumea se simte bine. Adică, băi, atmosferă de vacanță, foarte fain și își promovează muzică. Nota 10. Bun venit pe Isla Mujeres, sau Insula Femeilor, cum ar zice Ion. Oare or fi așa multe femei pe insula asta? Cam sunt. Cam sunt, nu? Da, frumos, ce să zic. Ia uite. Bumții, bumții! Românească! Uitați-vă puțin ce culoare are apa aici, wow! Și așa e mare parte din Isla Mujeres, așa arată apa. Și ne cântă Ina, nu? Ina, da, bravo! Paradis, am ajuns în paradis în doar 15 minute. Fabulos arată apa. Abia așteptăm să vedem Playa Norte, am înțeles că este cea mai frumoasă și undeva în zare. Dar departe se vede Cancunul, zona hotelieră. L-am pierdut pe Ion pe Isla Mujeres. Ion, ține-te bine aici. Aici ni se ia temperatura și ni se oferă dezinfectant ca peste tot în Mexic. Asta este regulă de bază peste tot. Farmacie, magazin, restaurant. Suntem și stropiți. Hola. Câtă lume e aici. Nu există pandemie în Mexic. Uitați-vă puțin câți turiști sunt. Imperibil. Hola. ¿Cómo estás? ¿Vas a hacer una raqueta? Mira, qué buena que le saque. Ce frumos arată. Zici că e Grecia. Ideea este că se poate veni și cu mașina. Nu prea ai loc de parcare, e bătaie de cap, trebuie să iei un alt feribot. N-are sens, am zis că ne complicăm, aia e. O lăsăm la hotel și venim în vacanță. Turiști 100%. Cam așa arată străduța care duce la cazarea noastră. Băi, arată bine. O stradă insulară. Că suntem în Santorini, pe stradă. Muzica! Răsună peste tot muzica. Ia uitați-vă ce culoare are apa. Abia aștept să ne îmbălăcim, Ion, două zile. Da, aproape, trei zile aproape, că stăm două nopți. Deci, yes! Asta face. Băi, e bună muzica, răsună peste tot. Băi, deci ne place vibe-ul ăsta, ne place grozav de mult. Îți schimbă starea cu totul. Bamba la bamba. Hai dansați, Ion. Bamba la bamba. Am ajuns la cazare. Poftiți în suita noastră din Isla Mujeres. Deci legea atracției funcționează. Pentru cine nu crede în așa ceva, vă spun, sigur funcționează. Deci eu am văzut camera asta pe Booking, am rezervat una mai ieftină, cea mai ieftină, evident, cameră dublă, standard. Tot drumul mi-am repetat, sper să ne dea suita cu vedere la mare, sper să ne dea suita cu vedere la mare. Și iată că ne-a dat-o, fără să-i propunem noi, domnul a fost extrem de drăguț și ne-a spus că pentru $30 în plus pentru două nopți, adică $15 pe noapte, ne dă această cameră. Wow! Acesta este dușul. Acolo în spate este baia. Cireașa de pe torta acestei camere, v-ați dat seama, este vederea, practic faci duș cu asemenea priveliște. Cum e, Ion? Avem și o mini bucătărie aici, o canapea e foarte mare, camera. Și uitați-vă puțin ce priveliște avem, mama mia! Bun venit în Isla Mujeres! Fantastic! Oh la la! Oh la la! Frumos! Frumos tare! Uitați-vă puțin! Până și clădirile astea au un farmec aparte! Excelent! Stăm la 10 minute de Playa Norte, adică cea mai frumoasă plajă din Isla Mujeres. Aici avem două scaune. Putem face plajă liniștiți pentru că avem și două șezlonguri. Fabulos, cum ar zice Ion! A meritat să dăm $15 în plus? Voi ce spuneți? Bună dimineața din Paradis! Așa arată prima noastră dimineață aici.
fermecătoare. Cum e să te trezești cu sunetul valurilor pe fundal și razele soarelui să-ți bat așa pe obraz încă de la primele minute ale dimineții? Fantastic sentiment! E un pic vânt astăzi, cred că o să plouă un pic mai târziu sau, mă rog, poate să împrăștie norii aceștia, dar nu ne supărăm. Zona aceasta nu este împânzită de hoteluri, sunt case, locuiesc familii. Bună dimineața tuturor! Salutare, dragilor! Ne-am pus ochelarii de soare pentru că lumina este foarte puternică. Ne-am trezit în paradis. De fapt, ne-am culcat în paradis și ne-am trezit în paradis. Nu știu, este cea mai frumoasă cazare de până acum. Asta și cea din Hawaii. Da. Se pare că încheiem aventura noastră în Mexic într-un mod cât se poate de frumos și este, de fapt, recompensa alergatului din ultima perioadă. De fapt, acesta cred că e ultimul vlog din Mexic? Ultimul penultimul, vlog de călătorie? Penultimul, să spunem. Poate mai filmăm unul, dar vedem ce o să iasă. E minunat să te trezești aici, să-ți bei cafeaua pe terasă, să asculti valurile. Chiar și azi noapte s-au auzit. Bine, cameră. În surdină, așa, nu poți să spui că te-au deranjat? Nu, în niciun caz. Eram atât de obosit încât n-am mai auzit nimic, sincer. Da. Villa Elena se numește casa, dar am primit foarte multe întrebări pe Instagram. Cum se numește? N-avem niciun parteneriat cu ei, n-avem nimic. Pur și simplu am ales la întâmplare cazarea asta și ați văzut și voi că totul s-a transformat în favoarea noastră. Așadar, dacă veniți aici, luați-vă această suită. E destul de ieftină. Da. Pentru ceea ce oferă, mie mi se pare un preț mai mult decât decent. Nu știu, nu e lux, într-adevăr, este o cazare tradițională, dar este de vis. Doamne, deci îmi vine să țopăi de fericire. Știi cum m-am simțit ieri? Ca atunci când am descoperit vederea din Kuala Lumpur, de la Regalia. Și când stăteam noi la etajul 26 și am văzut dintr-o dată orașul în fața noastră. Exact așa m-am simțit aici. Mi se face piele de găină. N-am cuvinte să exprim ceea ce trăiesc acum. Este peste ce aș putea eu să verbalizez în momentul acesta, pentru că simt și despre asta este vorba. Inhalăm, expirăm, mergem la plajă acum. Ne-am dat cu greu ieșit de aici, de pe terasă, recunoaștem. Ieri am stat toată ziua aici, am citit. M-am uitat și pe telefon, na. M-am uitat și printre acești stâlpi să văd apa, să văd oamenii care aleargă pe aleea asta, pentru că cred că putem face tu insulei pe această alee. Nu? Am uitat pe hartă, nu. Ah, ok. Da, și acum ne-am hotărât așa cu inima pe jumătate împăcată, să spunem, să mergem la plajă. Am înțeles că este una dintre cele mai frumoase plaje din Caraibe, nu din Mexic, așadar abia așteptăm să vedem cum se prezintă. Mai știu, mergem să mâncăm? Da, mergem să mâncăm. Eu am încercat să ridic drona, dar din păcate este spațiu restricționat, nici n-am putut să o opunez. Este o bază militară în apropiere, așadar nu o să vedeți imagini din dronă cu această cazare, dar știi ce facem noi? Urcăm aici pe terasă și filmăm. Da, corect, hai. În jos. Hai să mergem să mâncăm și apoi să ne bronzăm. Gata, am ieșit de la cazare, iar acum ne îndreptăm către plajă. Avem un kilometru de mers pe jos, e destul de aproape și chiar aveam nevoie de o plimbare. Hai! Principalul mijloc de transport pe Isla Mujeres sunt aceste mașinuțe de golf. Prețul de închiriere pornește de la $45 și duce până la $55 în funcție de perioada pentru care optați. Eu am crezut că sunt mașinuțe electrice, dar de fapt au motoare termice, la cum se aud. În fața noastră avem un magazin care are așa un design mai special. Seamănă cu un far. Place că nu e multă lume. Acum cred că abia la ora asta încep să vină turiștii din Cancun, pentru că majoritatea optează pentru un tur de o zi, având în vedere că distanța e destul de scurtă. Ați văzut și voi, am făcut undeva între 15 și 20 de minute ieri. Deci teoretic poți să vii aici în fiecare zi. A fost tare, domnul, l-ai văzut, am trecut lângă el și a spus că am înăuntru tot ce ai tu nevoie. Foarte faină abordare. Almost free. Până la urmă am găsit acest restaurant și am decis să oprim aici. Arată mai local. Bine, toate au această înfățișare. Andreea a găsit o masă. Da. Să vedem ce comandăm. Mă întrebam acum de ce se numește insula femeilor, Isla Mujeres. Oare trăiesc doar femei pe această insulă sau, nu știu, poate în trecut au trăit doar femei și era un fel de rai pentru bărbați? Nu. Numele provine de la zeița fertilității în cultura maia, care își avea locul aici, sediul aici.
numeroase femei, sediul social, zice Ion, și numeroase femei din Mexic veneau aici pentru a îndepli tot felul de ritualuri încât să rămână însărcinate și de aceea se numește Isla Mujeres. Și mai este o legendă, legenda piratului Mundaca, care a descoperit această insulă după, mă rog, după Maia și s-a stabilit aici, a construit o fermă, s-a îndrăgostit de o localnică și o poveste frumoasă de dragoste, bineînțeles, cu foarte multe secrete, mistere legate de lumea asta a piraților. Și acum îmi vine în minte, bineînțeles, imaginea lui Johnny Depp în rolul lui Jack Sparrow. Ne e foame să vină mâncarea, deci n-am mâncat de ieri. Am mâncat tacos aseară, da, aseară noi am ieșit. După amiază am ieșit să ne luăm ceva de mâncare. Am mers repede în jur prin oraș și ne-am întors pe terasă și am mâncat. Și cum? Cea mai bună cină? Da, cea mai bună cină cu cea mai frumoasă vedere. Rămâne oricum cea mai frumoasă cazare, cea mai bună cină. Și eu mi-am totul este la superlativ. Ion și-a luat mâncare, și-a luat un sandwich, l-a lăsat pe masă, au dat furnicile la el și prin urmare a rămas de mâncat, plămând și tot așa. Am ca popor. Și acum mi-am luat sopa de Lima. E foarte bună, am mai mâncat în Merida. Și avea pui, bineînțeles, multă lămâie, da, și asta are. Legume arată foarte bine. A, dar stai că am aici tosadas, uite că i-am cerut, dar n-am văzut că am nachos în ciorbă. Arată foarte, foarte bine și Ion și-a luat supă de pește, borș de pește. Borș de pește. Arată foarte bine, sincer. Foarte dar bine, tot... da. Foarte acru, vă dați seama care lămâie grasiată. Putem să ne punem sosul. Asta este nu foarte picant, dar acesta este mui picante. Hai să punem totuși un pic, nu are așa nevoie de puțin spicy. Așadar, poftă mare, ne revedem după, mergem la plajă. A venit și nota de plată pentru această masă, două supe și două băuturi, plătim 215 pesos, adică undeva la 10 dolari. E un preț bun, din punctul meu de vedere, mai ales că da, Andreea face ei. Mai ales după Cancun, Playa del Carmen, Tulum. Mi se par prețurile mult mai mici aici, nu? Pe Isla Mujeres, depinde, uite, na, e un restaurant local și în mijlocul insulei, e aproape de plajă. Jos pălăria, ne vedem de pe drumul spre plajă. Înainte să ne ridicăm de la masă, ne-a abordat managerul restaurantului și ne-a rugat să îi promovăm restaurantul în rândul abonaților noștri. Noi am plătit nota de plată, deci nu vă imaginați că este o promovare plătită. Pur și simplu ne-a făcut o ofertă de nerefuzat, și anume dacă vreun abonat de-al nostru de pe YouTube, Facebook sau Instagram vine aici și spune că vine din partea Haigoin 2, are o băutură gratuită din partea casei. O băutură specifică yucatecă de aici din Isla Mujeres. Așadar, veniți la El Popciuc, spuneți că veniți din partea Haigoin 2 și o să aveți parte de o băutură cu gheață rece. Da, bună mâncarea, mi-a făcut atunci și voi, că am promovat. Am fost obiectiv și suntem obiectivi, adică a fost foarte bună mâncarea și chiar a meritat să ne oprim aici, trecem la plajă, am mâncat la plaia. Acesta este restaurantul de care vă spuneam, uitați-vă puțin cât de nourat este în partea aceea, a început să picure de ploaie. Prin urmare, ziua noastră de plajă este ratată și Ion, ce-ți spuneam eu dimineață, hai să mai stăm o noapte aici, ce zici? Nu, mai vrei? No, gracias. Gracias. Mama mia, dar plouă. Îmi place. No, nu ne mai ploua de mult. Ce noroc avem, deci incredibil, dacă știam, mergeam ieri la plajă. Hola, gracias. Cam toată insula, tot orașul este de fapt un mic bazar, peste tot îți vând ceva. Foarte multe clădiri din Isla Mujeres arată exact așa, deci sunt pictate foarte multă culoare. Ca peste tot în Mexic, dar parcă aici, nu știu, e un vibe foarte, foarte fain de vacanță. Mai avem puțin și ajungem la plajă. Ce spunea Andreea acum? Am văzut-o foarte, foarte puțin și vreau să spun că eu nu o să plec de pe plaja asta până nu iese soarele și o văd în toată splendoarea ei. Îți promit că nu plecăm. Trece furtuna, nu știu, dorm pe plajă, habar n-am, dar arată într-un mare fel apa. Amigos, masaje. Gracias. Chiar e drăguț așa. Da, gândește că e nourat acum. Nu-ți dai seama. Uite ca în cunul, se vede în zare. Mm-hmm. Foarte comercială. Nu-mi plac plajele cu șezlonguri, sincer. A, uite, iahturi aici, petreceri. Foarte fain.
vibe-ul. E un vibe de Miami, nu? Ce părere ai? Da, da, da. Dar din păcate bate vântul tare și mișcă camera. Nu știu dacă se văd pe cameră niște păsări, dar noi le-am văzut aseară, erau pe la ora 8 și ni se păreau că-s vulturi. Pur și simplu planau deasupra terasei noastre. Îmi pare rău dacă imaginile o să fie puțin mișcate, dar așa cum am spus și mai devreme, bate vântul foarte tare și din cauza microfonului, pentru că este mare, se mișcă puțin camera. Dar ce pot să spun așa la cald, îmi place mult vibe-ul de aici, mai ales culoarea apei. Ce nu-mi place e că e comercială și sunt multe șezlonguri. Dar e ok, merge. V-a plăcut, nu? Repede, repejor, haideți să tragem o fugă pe această plajă, să dăm urtura la acestei plaje, pentru că vine furtuna și șansele de a ne bucura de culoarea apei sunt minime. Exact ce zicea Ion, acolo sunt multe petreceri. Vă spuneam în primele vloguri filmate în Mexic, o opțiune de a veni către Isla Mujeres este catamaran. Pentru cine n-are rău de mișcare, vă dați seama. Dar uitați-vă un pic ce culoare are apa. Bineînțeles că și aici sunt alge, ca să te bucuri de tot ce îți oferă apa asta, trebuie să treci așa printr-un drum, printr-o cărare de alge, dar nu e ca în alte părți, nu e ca în Tulum, foarte, foarte frumos. Am impresia că am ajuns în Maldive, sincer. Oare așa o fi și acolo? Deci Ion are un har, un dar. A spus că în 5 minute vine furtuna. M-a trimis repede, repede să filmez plaja și într-adevăr așa este. Deci Ion vrea să te faci meteorolog. Vezi, asta înseamnă să crești la țară și să te orientezi după nori, după soare, după vânt. Așa e. Merg norii, da. De câte ori am dat greș? Niciodată n-ai dat greș, întotdeauna ai avut dreptate. Ne-am retras aici la umbra unui cocotier. La umbra norilor. Da. Eu zic să mergem la un masaj aici. Hai să vedem cât e. Ion, o să aibă noroc. Redăm la cal. Fix acum 30 secunde s-a răhățit o pasăre pe degetul meu. Înseamnă noroc, Ion. Fugi repede în Marea Caraibilă. Oricum și pe pălărie într-o zi. Da, avea un norocel. Run, Forest, run! Sunt norocos, sunt conștient de asta, vă dați seama că pe dată ce mă aflu aici, am mare noroc. Ce îi spuneam Andrei și acum, sau voiam să-i spun, că meteorologii mai dau greș și tocmai aici și soare. Ce mă lăudai mai devreme. Că... Da. Dar ăsta un prăștia nori, ei! Zi de plajă! Uitați-vă! Apa, ce culoare a prins! Cred că o să-l las pe Ion aici cu păsările lui și eu o să mă duc la un masaj. Am întrebat și costă $35 o oră de relaxare, deci nu e foarte mult. Prin urmare, o să încerc. Am venit de la masaj, deci vreau să-ți spun că a fost genial. Am impresia că am renăscut, că sunt o versiune mai bună a mea. Doamne, pentru $35 mi-am cumpărat liniștea, relaxarea. Doamna asta care mi-a făcut masaj, deci mi-a simțit toate tensiunile din corp și nu s-a lăsat până n-a plecat acolo total de tensionată. Deci nota 20. Retrag tot ce am spus despre masajul din Mexic. Cred că a fost unul dintre cele mai bune masaje ever, din viața mea, din călătoria asta, cum vreți voi să-i spuneți. Da, mă simt foarte bine. Dacă tot s-a aglomerat plaja asta, am zis noi că e mai bine să ne mutăm pe terasa apartamentului nostru de aici, din Isla Mujeres, pentru că o să ne fie dor de cameră cu priveliște. Noi ne întoarcem mâine în Cancun, o să stăm încă 4 zile și nu o să mai filmăm, o să ne relaxăm, deci o să stăm atunci la plajă. Le edităm. O să edităm, da. Ideea e că, da, e foarte frumoasă plaja asta, dar se aglomerează în partea a doua zilei pentru că vin bărcile dinspre
Cancun și iarăși s-a înnorat, deci practic a fost senin cât am fost eu la masaj. Ca să înțelegeți. Asta am stat eu la plajă, m-am bronzat. Te-ai bronzat, Ioan, da. Ce culoare am. Oricum, e foarte faină atmosfera, îmi place. Muzica răsună așa în surdină, nu e foarte tare. Atmosfera chill, așa, o atmosferă de familie, de vacanță, nu e zăpăceala de pe alte plaje, știi? Dar, na, e aiurea că sunt șezlongurile astea așezate unele lângă altele, ăla. Gracias. Și nisipul este foarte, foarte fin. Alb încât te dor ochii atunci când te uiți la el. Hai să vedem plaja și în capătul celălalt, să trecem de zona asta de șezlonguri. Hola! Hola! Bun venit în junglă, la Tarzan! Uitați, l-am și găsit! Hola! Hola, masaje! No, gracias! L-ai găsit pe Tarzan? L-am găsit pe Tarzan, da, ce credeai? Ca de obicei, după câteva ore am venit să mâncăm, ni s-a făcut foame de la soare, de la masaj, unii... Și am venit în cel mai bun loc unde se pot mânca tacos, într-adevăr un pic mai scumpuț, dar să vedem exact ce ne dau domnul. Da, am înțeles că este gătit după o tehnică specială, cel puțin porcul tău durează 3 ore să-l gătească, da. Deci s-ar putea să fie ceva bun, delicios. Stăm undeva în stradă, simțim din plin vibe-ul, dar și poluarea de la scutere. Dar este plin restaurantul și văd că lumea se bucură de mâncare. Thank you! A venit comanda, mi-am luat fish tacos, dar într-adevăr porțiile sunt uriașe și carnitas. Mamă, cum arată! Sunt mari! Cum arată! Da. Sunt destul de mari. Da, ideea este că sunt cei mai arătoși tacos de până acum și sperăm noi să fie și cei mai gustoși. Da. Hai să vedem. Poftă mare. Așa, un pic. Pește prăjit, deci este foarte, foarte important, super bun. Într-adevăr, sosurile astea mai are niște varză aici, o salată de varză, vezi? Da, e genială combinația. Doamne, incredibil, nu m-aș fi gândit. Deci carnita arată incredibil. Și peștele tot facem schimb. Facem schimb, da. All different prices, one has the top fish loin. Top fish loin is my favorite. Then it's sold with chorizo. Cum e? Cea mai bună carne, dacă mă întrebi. De aici, din Mexic. Până și tortilla asta e foarte bună, nu e, n-are calcar. Da, deci cred că plecăm cu 5 kg din Isla Mujeres. Plecăm, nu? Lejer. A venit și nota de plată și trebuie să plătim 388 de pesos pentru această masă plus bacșiș, bineînțeles. 20 de dolari în total, cam așa. Oricum n-am reușit să mâncăm tot ce era acolo, am luat la pachet. Mâncarea foarte bună, porțiile mari, a meritat din plin. Cât subscriber ai făcut astăzi 3. Aici? Nu, 4. Mai mult? 4 subscriber am făcut de când suntem aici la masă, când toată lumea venea și te întreba dacă facem YouTube. Ce drăguț! Și ne cereau contul. Dar oamenii sunt foarte faine, un vibe pozitiv. Am niște în câștig, să zicem așa. Proprietarul acestei tacherii a spus că dacă mâncarea în Mexic este bună, bluza ta arată cam așa, adică rochea, în cazul meu. Înseamnă că la Andreea în fiecare zi mâncarea este bună pentru că ea mereu dă. Tot mâncarea este bună pentru că eu am acest dar, este un dar să dai sosuri pe tine. Uitați-vă puțin cum arată. Deci da, tacosul a fost extrem de bun, oamenii extrem de prietenoși și per total a meritat experiența. Deci atunci când nu filmezi, afară e frumos, soare, liniște, nu sunt valuri, nu bate vântul. Și când trebuie să filmezi, se dezlănțuie natura. Se mai întâmplă, nu tot timpul. Nu tot timpul, dar uite că în cazul Isla Mujeres așa s-a întâmplat. Multe hoteluri, multe spații de cazare.
Da, am văzut că foarte multă lume aleargă pe aici. Da, 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 și cu bicicletele se plimbă. Well, later that day, after she had red wine, Regina got on a bandstand and really did fine. A wonderful girl with a voice of an angel. Pentru o secundă am avut impresia că am ajuns înapoi în Statele Unite, în Texas. Avea un accent texan, domnul. Da, foarte liniștitor se plin pe aici. E plin de corbi. Nu știu exact ce fel de păsări sunt astea, nu? Niște grepi. Încă de ieri ne întrebam dacă în zona asta a avut loc recent vreun cutremur sau vreun uragan, pentru că multe clădiri sunt în paragină, sunt distruse, sunt căzute la pământ, foarte mult se construiește în zona asta, se reconstruiește de fapt, și atunci eu cred că a fost ceva, vreun eveniment recent. Ce drăguță e casa asta. Bine, arată ca și cum ar fi părăsită, dar îmi place că are semnele de Instagram. Se renta, cred că asta se închiriază și asta nu. Dar oricum, foarte interesantă zona, foarte contrastantă de fapt. Și ajungem la căsuța noastră, cuibușor de nebunii. Acolo stăm noi. Doamne, doamne, o să-mi fie dor de imaginea asta și de cazarea asta și de feelingul ăsta. Da. Să nu devenim prea sentimental totuși. Viața merge înainte și nu ne atașăm de locuri și lucruri și nu mi-a luat vântul prosopul, ceea ce e extraordinar. Ei sunt vecinii noștri. Hai, ce drăguț e. Mă speria, nu știam ce iese din gaura asta. Hai, papi! Ce tare! Uitați-vă puțin! Bye! Drăguț foc! Gata, noi am ajuns în cameră, o să ne luăm la revedere de la voi de aici, de am început vlogul. Sperăm că v-au plăcut imaginile. A fost o zi specială pentru noi. A fost o zi relaxantă, a fost o zi în calitate de turiști, nu de travel vlogger, așa, am filmat printre picături pentru că ne-am dorit foarte mult să ne bucurăm, adică simțim că asta este răsplata pentru o lună de alergat prin Mexic. Corect. Dar a fost foarte frumos și recomandăm, dacă ajungeți în Mexic, neapărat puneți Isla Mujeres pe listă. Este una dintre cele mai frumoase experiențe ale noastre de aici din Mexic, poate chiar și mai frumoasă. Așa este. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, nu uitați, schimbăm țara în curând. Viva Mexico! V-am pupat!